spus. Domnilor și domnilor, haideți să mergem la direct la interviul care în această seară cred eu că m-a dat fior multora. Nu este încă gata din montaj, îi spun colegii mei, dar niciun fel de problemă, pentru că el merită un pic de așteptare. Începem atunci cu un breaking news, cu planul diabolic al procurorului care a salvat pe președintele României de nenumărate dosare și care este salvat de președintele României de revocarea ministrului Justiției. Breaking news. Domnilor și domnilor, Bianca Nae dezvăluie planul diabolic al lui Augustin Lazăr împotriva magistratului, procuror care investigează procurorii abuzivi din România. E vorba de Adina Florea. Adina Florea. Te rog, Bianca. Am o situație extrem de delicată și sensibilă astăzi la secția specială de investigare a infracțiunilor comise de magistrați. Știm bine că procurorul șef adjunct al acestei secții a făcut obiectul unor cercetări și, culmea, dosarul cu privire la doamna Adina Florea a fost trimis chiar în ograda acestei secții. Este povestea deja celebră a scandalului privind publicarea de către Darius Vâlcov a protocolului secret. Astăzi, împreună cu colega Adina Anghelescu, am făcut mai multe verificări și am aflat că acest dosar a avut o evoluție extrem de interesantă. În primul rând, la momentul la care acest protocol a fost publicat de Darius Vâlcov, documentul nu mai era un secret. Era declasificat, fusese publicat, apăruse varianta a dumnealui și se vehicula faptul că există și o altă variantă. Bun, imediat, noi am pregătit și câteva date cronologice ca să înțelegeți, da, să le punem pe ecran. Că totuși este o ecuație sensibilă cu multe necunoscute și are o cronologie extrem de interesantă. Protocolul a fost publicat în august. Fusese declasificat și denunțat, atenție, vorbim de protocolul din 2016, semnat de către Augustin Lazăr și șeful SRI de atunci, Eduard Helvig. Acest protocol a funcționat timp de câteva luni și a fost denunțat de SRI în 2017. Imediat după ce a apărut pe Facebook-ul domnului Vâlcov acest protocol, s-a deschis un dosar la parchetul general pentru neglijență în manevrarea informațiilor clasificate. Atenție, nu mai era un document clasificat, fusese denunțat și publicat. A evoluat ancheta, doamna Florea a intrat în cursă și pentru șefia DNA, a parcurs toată acea procedură și ulterior, mă rog, a fost propusă și s-a refuzat, și ulterior a intrat și în procedura de selecție pentru secția de investigare a infracțiunilor comise de magistrați. În octombrie, parchetul general care avea în lucru acest dosar separă foarte interesant povestea. Anume, s-a vehiculat faptul că acest protocol ar fi fost extras din arhiva parchetului Constanța, unde lucra doamna Florea la momentul respectiv și dat doamnei Florea. Așa au apărut informațiile în spațiu public, pentru ca ulterior să fie publicat. Nu este clar momentul când a fost scos. Înțeleg că a fost audiată o grefieră, doamna Nicoleta Echim, care, culmea, în luna decembrie, cu privire la ea, s-a clasat definitiv cercetarea. Parchetul a cerut renunțarea la urmărire, iar în luna decembrie, judecătoria Constanța a stabilit definitiv că doamna nu mai poate fi anchetată pentru neglijență. Ok. Acest dosar pleacă de la parchetul general, a fost instrumentat, interesant, de domnul Șandru, fost consilier al domnului Lazăr, este trimis la DICOT și de la DICOT săptămâna trecută este trimis la secție. Este bizar și este o situație delicată, din ce punct de vedere? Poate pune această secție într-un mic blocaj. Doamna Florea nu se poate ancheta pe sine. Nu poate fi anchetat nici de un subordonat. Deci planul diabolic este să-i blocheze. Da, este un blocaj și este o situație pe care nimeni nu a prevăzut-o sau la care nu s-a gândit în momentul în care s-a înființat această secție. Bun, deci un subordonat nu poate ancheta, ea nu se poate ancheta pe sine, în cazul subordonaților se invocă ascendentul moral și așa. Șefa doamnei Florea, să zicem, face verificări în acest dosar, dar soluția este confirmată de domnul Lazăr sau
altcineva din conducerea parchetului general. Bun, și atunci orice ce vor să soluție, vor să-i blocheze? Păi, este o situație fără ieșire. Orice soluție, dacă ar da clasare, ipotetic vorbim, să zicem că se va dovedi că nu doamna Florea a fost purtătoarea de document sau altcineva, atenție, acest document, repet, a fost declasificat, a fost denunțat din 2017 și din martie 2018 era trimis și ministrului justiției și la CSM, era trimis în mai multe părți, parchetul general, deci era în posesia mai multor persoane. Mirca, pe piață, a apărut în august 2018. În primă instanță, în clipa în care au apărut legile justiției și exista acest proiect, să existe o secție specială de investigare a magistraților să nu investigheze Chioveșii și Mirica, în clipa aia au nebunit și s-au opus cu tot ce au putut acestei secții, exact, și înființarea acestei secții. Exact. Au dat foc la România, au dat foc în afara granițelor țării, nu cumva să existe această secție. Exact. Iar în clipa în care se organizează această secție, funcționează și începe să ceară, iată, arestări alu Portocan, alu Zdranța, alu Olea, ei încearcă să blocheze această secție. Este o situație fără precedent. Deci au unele dintre cele mai importante dosare discutate în spațiul public în ultima vreme, vorbim de abuzurile de la Ploiești, vorbim de doamna Chioveș și vorbim de abuzurile de la Oradea, vorbim de toate abuzurile comise, da, în decursul timpului pe care le-am și prezentat la televizor. Deci au totuși un bagaj extrem de sensibil de informații. Bun. Și să pui practic în incapacitate o structură care e clar că deranjează foarte multe interese în momentul de față, mi se pare incorect. Este o situație... E un plan diabolic, Diana Tache? Da, e un plan diabolic, dar eu nu l-aș vedea într-atât. Adică nu mi se pare că nu s-ar putea merge mai departe, având în vedere că e o chestiune pe care ar putea să o regizeze și altfel, să facă să se schimbe încadrările, să se poată duce povestea asta, de exemplu, poate fi, fiind vorba de grefieră, doamna Florea și așa mai departe, pe legea 78, cum ne anchetau pe noi, pe vremuri, Direcția Națională Anticorupție, adică tot dacă ce era de... un lucru, Diana, dacă da. un document este declasificat, este denunțat, este aici, publicat, da. De ce parchetul general se autosesizează? La asta mă gândeam. Și tratează povestea ca și când a apărut în spațiu public ceva secret. Ceva secret. Și oricum, dacă a apărut ceva secret în spațiu public, primul care s-ar fi făcut teoretic și practic vinovat ar fi fost cel care l-a publicat, ar fi fost Darius Vâlcov, ceea ce s-a și întâmplat, exact, apropo de deschiderea dosarului. Dar înțeleg aici, că a existat și o sesizare a SRI-ului la DICOT cu privire la povestea asta. Eu atunci aș vrea că vin în completarea a ceea ce spui tu cu sesizarea Serviciului Român de Informații către DICOT cu privire la acest document. Dacă ei au denunțat, au declasificat, bănuiesc acolo, la sesizarea respectivă, au și scris negru pe alb cei de la SRI, domne, documentul respectiv au ieșit public, a făcut prin Marincea și a spus că a fost denunțat, declasificat, publicat. Cu toată prietenia și prețuirea pentru purtătorul de cuvânt al Serviciului Român de Informații, dar procedura declasificării și procedura denunțării este una ușor complicată. Atunci când un document este clasificat, la ce grad de clasificare se poate stabili? Secret, strict secret, strict secret de importanță deosebită, atunci intervine comisia care a stabilit clasificarea să vină să declasifice. Nu poate să vină să ne anunțe cineva într-o joi este seară. O procedură clară. Da, este o procedură clară și bănuiesc că aceste lămuriri și clarificări le-a făcut Serviciul Român de Informații, nu doar către public, ci și către instituția care, iată, investigează această poveste. Aș vrea să completez cu un singur aspect. Nu mi se pare o problemă sub nicio formă ca în cadrul acestei secții să fie analizată această speță. Pentru că nu este vorba doar despre doamna Adina Florea. Sunt mai mulți procurori care lucrează, superioara doamnei Florea, ierarhică și așa mai departe, care pot, din punct de vedere procedural, problema mea intervine atunci când este confirmată, exact, soluția de către procurorul general Augustin Lazăr, care, așa cum spune Bianca și este foarte corect, manevrează această poveste în așa fel încât să se stabilească în public ulterior. Păi cine, domne? Adina Florea, o vezi la DNA, o vezi la secția pentru magistrați, da, și am închis singură dosarul. Exact. Adică teoria, deci, asta, aceeași, orice soluție aceeași, da, este aceleași pusă... tactici, este absolut cineva care ne deranjează, este cineva care ne creează probleme, este pur și simplu situația să-l umflăm. Au fost multe situații de felul ăsta, Mugur Ciuvică, credeți că vor reuși să o blocheze și eventual să-i fabrice vreun dosar sau să o scoată practic din ceea ce face în momentul de față pe procurarea din